În spate arată ca și cum am fost jefuită, dar nu s-a întâmplat asta. Pur și simplu mâine plec în Thailand, am vacanță. Acum este două noaptea și pur și simplu am renunțat. Adică așa arată casa unui om care a renunțat. Bună, eu sunt Laura și ne întâlnim din nou. Dacă mă știți pe mine cât uși de puțin, știți că sunt obsedată de internet, YouTube, Facebook, Instagram, seriale, Netflix, mai nou. Astăzi vreau să vorbesc despre serialele mele favorite. Am mai făcut un videoclip de genul ăsta și a prins foarte, foarte bine. Voi mi-ați spus că v-au plăcut, dar alea erau seriale la care mă uitam deja de vreo 2 ani, deci acum vin cu o listă updatată. Vreau să vă povestesc despre această super ofertă pe care o are Telecom pentru tine și pentru mine, de fapt e pentru toată lumea. Telecom a lansat pentru noi toți această super ofertă la cartela lor. Practic, dacă ți-ai o cartelă și o încarci cu 5 euro, ai trafic de date gratuit și nelimitat pentru vizionarea și, atenție, e foarte important asta, încărcarea conținutului pe platformele noastre favorite. Aplicațiile incluse în această super ofertă sunt YouTube, Facebook, Netflix și acolo ajungem imediat, HBO Go, Amazon Video și Telecom TV. Oferta vine și cu trafic gratuit în aplicațiile Facebook, Facebook Messenger și WhatsApp, ceea ce... WhatsApp... Plus 30 de giga la viteză 4G, pentru că that's how we roll, baby. Practic ai gratis toate aplicațiile pe care chiar le folosești. Bun, și dacă sunteți obsedați ca mine, aveți întotdeauna tabletă, telefon și laptop de... Ar trebui să nu mai spăl, nu? De pe care vă uitați pe Netflix. E foarte, pare ușor, nu este, sunt eu foarte puternică. Și ne uităm pe Netflix, mi le-am notat câteva. Nu o să vă țin foarte mult pentru că oricum nu vreau să spoiluiesc nimic din aceste seriale minunate și am 7 seriale în total la care m-am gândit eu că sunt super, super, super minunate. În ultima vreme am fost mai pe comedie, mai pe legii. Lovesick este asta pe care l-am terminat acum câteva zile și sunt foarte tristă că s-a terminat, are doar 2 sezoane, dar mai urmează al treilea. Și este despre acești 3 prieteni super tare și sunt îndrăgostiți unii de alții și este super, super, super cute și super drăguț. O să vă placă foarte, foarte mult pentru că de fiecare dată, în fiecare episod, se întoarce și ne arată din amintirile lui cu tipele cu care a fost. Și este super tare pentru că toate astea duc către o singură chestie, dar veți vedea. Oricum nici nu știu cum se termină, încă sunt în suspans pentru că aștept sezonul nou și s-a terminat foarte hardcore. Girl Boss este al doilea, nu neapărat, nu pot să zic că le zic în ordinea în care îmi plac cel mai mult. Girl Boss este despre această puștoaică foarte tare și este de fapt true story cumva. Nu știu dacă ați auzit de Nasty Girl, este acest magazin și gagica asta stătea în San Francisco și și-a deschis ea super brandul ăsta, așa cum este gen multimilionară, true story. Which I love și sunt așa toate peripețiile prin care trece ea, din păcate nu a avut decât un sezon, cred, dar merită să-l vedeți. Serialul la care mă uit acum și m-a ținut trează toată noaptea, azi noapte până la 7 dimineața, The Good Place, deși nu pot să zici că este super cu suspans, vezi vedea că se întâmplă niște chestii foarte, foarte drăguțe și sweet acolo și vi-l recomand așa. Un serial foarte lejer, pur și simplu, nu știu, între dacă te uiți la ceva mai hardcore puțin, ăsta e super lejer și te liniștește cumva. Stranger Things este, ăsta e un pic mai complicățel așa, ăsta e mai deep un pic, dar îmi place, adică cumva mă uit la 5 episoade de Stranger Things, am nevoie de The Good Place, un episod, 2 ca să mă relaxez, adică am nevoie de ceva mai fun și mai relaxat. Așa, Atypical este alt serial care mi-a plăcut foarte, foarte mult, tot așa, doar un episod, toate sunt foarte noi, toate sunt 2016-2017 și aștept să iasă episodul nou, este cu un puști autist de care o să vă îndrăgostiți la modul ăla de personaj și de tot, toate lucrurile prin care trece el, este foarte, foarte sweet tot ce se întâmplă și m-a ajutat să fiu puțin mai empatic acest serial, deci educație, bravo la. Și alt serial după care am fost nebunită și la fel a fost maraton, Chewing Gum se numește. Este cel mai retardat serial și totuși Caterinca, din aia atât de idiotă, cumva se întâmplă în Anglia, cu această tipă care are 25 de ani și mama ei este foarte credincioasă și ea are un iubit care e gay, adică se întâmplă niște chestii atât, am dat mare spoiler, whatever, se întâmplă niște chestii atât de absurde și asta îl face un serial, mie mi-a plăcut enorm, enorm, adică n-are niciun sens nimic din ce se întâmplă acolo, dar e genial, adică o să râdeți, o să vă placă mult de tot. Așa, serialul meu favorit se numește Insecure și este
genial este despre această tipă și toate peripețiile prin care trece ea și cumva ajungi să te regăsești atât de mult în personajul ei și te îndrăgostești de povestea ei și drumul ei și la fel are două sezoane, aștept, cred că două sezoane are și aștept sezonul următor și nu știu, pur și simplu n-am mai avut, în ultima vreme chiar n-am avut atât de mult timp să mă uit la seriale. Dar am recuperat, adică anul ăsta nu m-am uitat atât de mult, dar în ultimele două luni chiar am recuperat, mi se pare că sunt necesare. Poți să ții foarte multe lucruri de la seriale, poți să te relaxeze, poți să te învețe ceva, poate să fie un lucru să te pună un pic, să-ți pună mintea la treabă, adică poți să ții multe lucruri de la seriale și în timp ce, da, sunt convinsă că ar trebui să ieșim afară, să ne trăim noi propriile filme și să ne trăim realitatea. În același timp, cred că sunt necesare și sunt așa o pauză de la tot ce se întâmplă. Eu sunt Laura, vă mulțumesc mult de tot că v-ați uitat. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii ce faceți voi pe internet și serialele voastre favorite, ca să mă uit și eu la ceva nou. Iubesc recomandările, pentru că cine poate să dea un feedback mai bun decât o mulțime de oameni care se uită. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine și vă pup, ne vedem data viitoare!